fost convocați astăzi prin dispoziția 1170 într-o ședință de îndatare a Consiliului Local. Din totalul de 21 de consilieri, sunt prezenți 19. Ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi. Conține două proiecte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Primul proiect. Privind aprobarea proiectului a indicatorilor tehnico-economice a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului administrație electronică la nivelul municipiului Roman pentru reducerea birocrației în cadrul programului operațional capacitate administrativă. Rog avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Domnul consilier Urban nu participă la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Și al doilea proiect, privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei de investiții de la Spitalul Municipal de Urgență Roman pe anul 2018. Avizul Comisiei Buget? Avizul Comisiei este favorabil cu modificare de la Comisie, care se regăsește în anexa numărul 3, poziția numărul 7, unde în loc de lămpi sciatice vor fi monitoare funcții vitale pacient cu 8 parametri, 8 bucăți, în cadrul aceleiași sume. Avizul este favorabil. Avizul Comisiei Juridic? Aviz favorabil. Alte discuții? Mulțumesc, supunem la vot cu modificarea votării. Domnul Consiliu, nu participă domnul Achirilai la consilierea Achirilai la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Da, vreau din nou să vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră de a veni la această ședință de îndată. Caracterul urgent a fost dat pe de o parte de necesitatea aprobării hotărârii de Consiliu Local prin care putem semna în acest moment finanțarea din fonduri europene pentru debirocratizarea activității din primărie. Este un pas foarte important pentru digitalizarea activității noastre. În urma implementării acestui proiect, pe lângă echipamentele tehnice pe care le vom achiziționa, vom avea o platformă de acces la primăria Roman, prin care vom putea depune documente online și în același timp vom putea primi documentele online cu semnătură electronică. De asemenea, plățile vor putea fi efectuate în mod direct, fără a mai accesa sistemul de plăți prin ghișeu.ro și vom avea și un management al documentelor, un flux al documentelor tot în sistem informatic, plus arhiva electronică la nivelul primăriei municipiului Roman. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să obținem această finanțare, care va veni suplimentar la celelalte activități pe care noi deja le-am demarat, practic să pregătim implementarea acestui proiect. Cel de-al doilea proiect viza achiziția din fonduri de la Ministerul Sănătății a unor echipamente necesare pentru desfășurarea activității. În total, cred că anul acesta am reușit să atragem fonduri pentru spital, pentru dotări și pentru investiții undeva în jur de 17 miliarde de lei vechi, ceea ce reprezintă un pas înainte pentru dezvoltarea din punct de vedere al aparaturii medicale la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman. Vreau în continuare să vă mulțumesc și pentru faptul că întotdeauna ați avut încredere în proiectele de hotărâre care v-au fost supuse spre aprobare la ordinea de zi. Proiecte care în prealabil au primit întotdeauna sprijinul și verificarea atentă a colegilor mei din aparatul de lucru al primăriei. Acest lucru dovedindu-se și în cadrul sentinței de ieri, de la Curtea de Apel, acolo unde a fost casată o sentință în primă instanță, o sentință din punctul nostru de vedere, care de la început mi s-a părut că nu poate sta în picioare. Până la urmă, justiția și-a făcut dreptate și aș vrea să vă invit pe dumneavoastră, consilierii locali, care aveți o experiență administrativă destul de mare
să nu încercați să mai băgați în seamă tot felul de neștiutori care nu cunosc administrația publică și să încercați să le dați o apă la moară sau până la urmă să le prezentați un interes mai mare decât ei merită. Cred că sunteți cei mai în măsură să vă susțineți punctul de vedere întotdeauna singur, nu aveți nevoie de sprijinul nimănui din tribune. De asemenea, aveți și o experiență administrativă suficientă și în același timp pot să vă spun că dumneavoastră aveți și un vot în spate. Pe când alții stau doar pe Facebook și încearcă să câștige capital electoral acolo. De aceea, eu aș vrea să vă încurajez ca ieșirile dumneavoastră publice pe care le aveți, să promovați mereu activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați în folosul romanului, până la urmă, să promovați cele 18 proiecte cu finanțare europeană care vor aduce la roman împreună cu sumele de împrumut undeva 45 de milioane de euro în următorii 4 ani și acestea sunt până la urmă și meritul și rodul muncii dumneavoastră și ar trebui să ieșiți în spațiu public cu aceste activități și să le promovați pentru că până la urmă asta va rămâne la nivelul municipiului nostru dezvoltarea pe care ne-o dorim cu toții și pentru care noi mergem în fața cetățenilor la fiecare 4 ani să obținem un vot pentru a ne pune în practică proiectele pe care le avem. Încă o dată vă mulțumesc pentru disponibilitate și vă asigur de întreg sprijinul colegilor mei din Primăria Municipiului Roman atunci când sunt neclarități în ceea ce privește proiectele de hotărâre sau chiar și eu personal vă stau la dispoziție, dar să aveți întotdeauna încredere în faptul că proiectele care vă sunt supuse pe ordinea de zi respectă întotdeauna legea și vor fi întotdeauna în conformitate cu prevederile legale. Vă mulțumesc!